începem cu o informație de ultimă oră. O explozie a avut loc pe o navă din Rada Sulina, în urma căreia 12 persoane au fost rănite. Mai multe informații despre acest subiect ne aduce chiar acum în direct colega mea, Gabriela Mihai. Bună dimineața, Gabi, ce informații ai? Bună dimineața, din informațiile pe care le avem până la această oră, explozia s-ar fi produs în sala motoarelor din cauza faptului că e posibil să fie avut loc o defecțiune tehnică, însă nu este exclusă o eroare umană. Se vor face cercetări la fața locului. Cert este că în urma exploziei la bordul navei 12 persoane au fost rănite. Vorbim despre echipajul care se afla pe navă în acel moment. La ora 8:15 aproximativ a fost dat și un apel la numărul de urgență 112, prin care se anunța că a avut loc această explozie, iar în zonă au fost trimise mai multe nave de salvare din portul Sulina, acolo unde erau în apropiere de altfel. 12 persoane erau la bord în acel moment. Toate au fost rănite. Două dintre ele se află într-o stare gravă. Probabil, cel mai probabil, că se aflau în sala motoarelor în momentul în care a avut loc această explozie. S-a intervenit rapid. Nu este în aceste momente niciun pericol de extindere a vreunui incendiu sau o altă problemă, însă vedem că toate persoanele sunt transportate cel mai probabil la Tulcea, la spital, și, cum spuneam, întreg echipajul a fost rănit în urma suflului exploziei, însă două dintre cele 12 persoane care fac parte din echipaj au fost rănite grav și, bineînțeles, că medicii probabil vor face tot posibilul pentru salvarea acestora. Pe de altă parte, în continuare, la fața locului vor avea loc cercetări pentru a vedea cauza exactă a acestei explozii, care vă reamintesc că a avut loc în jurul orei 8:15 în sala motoarelor a unei nave care se afla în Rada Sulina. Gabi Mihai, mulțumim foarte mult, vom urmări acest subiect și vom reveni cu informații imediat ce le vom avea.